Împreună cu dumneavoastră. Astăzi am mari emoții să stau în fața ta, Alexandru, fiindcă vorbesc cu cineva la telefon de o lună și jumătate. Din luna februarie m-a apelat cineva și a zis: cel mai frumușel băiețel, cel mai bărbat dintre toți bărbăței, va împlini 11 ani și aș vrea mult de tot să-l fericiți așa cum merită el. Dar eu aș vrea mult de tot să ascult mesajul acesta, nu cu urechiușele tale, ci cu sufletelul tău, micuț, care merită să aibă de toate în această viață. Eu aș vrea mult de tot să centralizăm atenția la el și să ascultăm acele cuvinte pe care tu le meriți, nu doar astăzi, domnul Alexandru, dar în fiecare zi, pe parcursul acestor ani. Și așa începe mesajul de felicitare. Nu știu pentru ce merite, Dumnezeu, când mi-a trimis un copil, l-a trimis pe cel mai frumos, cel mai educat și cel mai blajin, cel mai ascultător. Nu știu ce am făcut în această viață, ca atunci când Dumnezeu a căutat pentru tine o mămică, m-a ales dintre toate mamele din această planetă, anume pe mine. Sunt o norocoasă, pentru că am auzit din vocea ta cuvântul mamă, spusă pentru mine. Astăzi vreau eu să-ți spun mulțumesc, pentru că m-ai ales pe mine, să-ți fii începăsitor pe acest pământ. Noi doi avem o istorie deja care datează de 11 ani. Noi doi, așa suntem noi pe această lume. Când pentru prima dată te-am ținut în brațe, aveai un pic mai mult de 3 kg. Un omuleț cu ochii sinceri care a știut să mă privească și să spună: am încredere în tine, mamă, fiindcă tu ai să faci să-mi fie bine. Și de atunci duc o luptă crâncenă cu această soartă. O împart în două, o împart în 10, o împart în 1000, pentru ca ție să-ți fie bine. Am înțeles că pentru a crește un copil este nevoie de multe și atunci, da, am înțeles că trebuie să plec de lângă tine.
să sacrific timpul, să sacrific copilăria pe care trebuia să o vezi pe mama lângă tine. Am știut că ai nevoie de foarte multe, de cărți bune, încălțări bune și îmbrăcămintea pe care o porți pe tine. Dragul meu, să știi, muncesc numai pentru tine și pentru ceea ce ești tu. Dumnezeu însă mi-a dat un fecior care știe să-mi spună mulțumesc atunci când mă apelează. Și să știi că dacă vreodată cineva va aduna toate lacrimile pe care odată le-am plâns de dorul tău, va face un ocean pe care tu, cred eu, o să-l simți cât de sărat este. Te iubesc așa cum poate iubi doar o mămică, un copilaș, care a ales să stea sub inimioara ei 9 luni și o viață întreagă în sufletul meu. Astăzi îți spun mulțumesc pentru că crești un bărbat adevărat. Știi să-mi spui cuvinte frumoase, să mă trezești dimineața și să-mi spui ce faci, mămica. Iar pentru mine aceste dimineți sunt cele mai valoroase. Astăzi vreau să-ți spun mulțumesc că ai rămas lângă bunica. Ai grijă de ea, ai grijă de ceea ce este ea. Eu știu că acel cuvânt, mamă, eu îl împart împreună cu ea. Pentru tine, bunica, este egală ca și mine. Este femeia care are grijă de tine, care de fiecare dată știe durerile și știe perioada când îți este greu. Scumpul și dragul meu fecior, astăzi împlinești 11 ani. 11 ani de când eu sunt fericită să fiu mama ta. Și să știi că orice greutate ar fi în această viață, este cu mult mai frumos să o împarți cu mine, cu mămica ta. Îți mulțumesc pentru tată. Ești cel mai perfect copil care poate să poarte numele de Alexandru. Eu aș vrea să te întreb, cine în luna februarie m-a apelat într-o zi foarte simplă, dar care a zis, într-o zi de aprilie, vreau să-i spui feciorului meu că îl iubesc, cât soarele, cât cerul, cât luna, toate luate împreună și oricum nu ar fi de ajuns să simtă ceea ce simt eu pentru ea. Cum se numește ea? Tata. Tata și mama, să știi! Mămica ta are un nume, ia spune-i numele, cum se numește? Ea se numește Elena. Elena! Haideți să aplaudăm pe Elena! Mămica m-a rugat să-ți transmit tortul pe care tu îl meriți. Tortul pe care cred eu că tu ți-l-ai visat să-l ai. Și pe că a venit Naruto spre tine ca un foc. Însă înainte ca să îți ofer acest tort, eu aș vrea să-ți dau explicație de ce aici sunt trei focuri. Primul foc este de la mămica ta. Și al de-al doilea este din partea unui bărbat care te-a cunoscut în momentul când tu deja erai un pic mai micuț. El astăzi tot are un mesaj pentru tine. Scumpul și dragul meu, orice ar zice lumea, tu ești picătură din picătura mea. Atunci când m-am îndrăgostit de mămica ta, am știut că mă îndrăgostesc automat și de tine. Ești un băiat pe care eu cu mândrie pot să-l numesc feciorașul meu. Iar în ziua în care tu m-ai numit tăticu, a devenit pentru mine o sărbătoare. Și toată lumea care mă întreabă, câți copii ai tu? Eu zic doi. Doi feciori. Unul îl cheamă Alexandru, iar celălalt Eusebiu. Acesta este focul lui tăticul tău. Iar cel de-al treilea este micuțul Eusebiu. Are și el un mesaj pentru tine. El încă nu poate vorbi, dar el știe să gândească ce ești, zic eu. Scumpul și dragul meu, frățioare, știu că atunci când vei crește mare și când vei avea nevoie de ajutor, tu vei fi cel care mă va ajuta. Mă vei proteja de tot și de toate. Și sunt mândru că am ajuns într-o familie în care există un astfel de bărbat și băiat ca și tine. De la tine voi învăța să fiu bun, ascultător și de la tine am învățat să iubesc pe mamă și pe tăticu. Avem aceeași bunicuță care are nevoie de noi, să-i dăm multă putere ca să meargă înainte în această viață. Cum se numește băiețelul acesta? Eusebiu. Eusebiu, să-l aplaudăm și pe el. Naruto vine spre tine, domnule, la mulți ani! Draga mea mămică, m-ai ajutat de fiecare dată. Nu ai spus niciodată nu. Și atunci când mi-a fost cel mai greu,
Am venit cu un copil în brațe la tine. Ai spus, mami, tot o să fie bine. Am să am grijă de el. Și de fiecare dată m-ai ajutat. Mama, așa cum plângi tu pentru mine, nimeni niciodată nu a făcut-o. Ești femeia și începutul meu. Omul care știe să dea sfaturi blânde, bune. Niciodată mama nu m-ai judecat și ai încercat mereu să mă înțelegi. Ai grijă de importantul meu băiețel. Și ceea ce este el acum, este și munca ta, mămică. Îți mulțumesc pentru educația ta, timpul tău. Și știi, poate o altă mamă trebuia să mă refuză, să zică, stai acasă, nu ai ce pleca. Însă ai știut că a crește un băiat este greu și e nevoie de multe. Mulțumesc, mamă, pentru tot. Și această primăvară este mai frumoasă, știi de ce? Fiindcă te avem alături de noi. Iar această floare să fie un simbol pentru tine, dragă mămicuță. Primăvara aceasta înflorește datorită celor care sunt alături de noi. Iar cel de sus ne urmărește și este fericit pentru noi. Îți mulțumesc pentru toate, mamă. Acest mesaj vine de la Elena, pentru scumpa și dragă sa, mămică. La mulțumesc! Avem aici fructe pentru toți cei de la masă, să fim noi sănătoși, fiindcă Elena, Alin și Eusibiu vor mult de tot ca voi să aveți parte de sănătate. Fiindcă atunci când acasă o să fie sănătate și eu să fie fericit, să vină spre voi, acasă. Vreau mult de tot să mâncați fiecare zi vitamine, fiindcă fiica dumneavoastră are nevoie de mamă. La mulți ani. E greu, e tare greu, credeți-mă, ne-a încercați. Aceste trei banane sunt trei oameni importanți care astăzi la această masă nu sunt pentru tine, dar care te iubesc mult de tot. Și sper mult de tot, așa cum au venit aceste banane, să vină și mămica și tătitul. Și eu, Sibiu, cât mai repede acasă. Îmi promiți că atunci când o să le dai drumul sau o să te joci cu el, o să te iubesc la mâine. E greu, e greu. Noi mai avem un cadou. Un Lego. E un Lego mai complicat. L-a văzut sau nu? Nu l-a văzut? Încă n-a văzut? E un Lego cu Naruto. Să ți-l arăt? Dar te uiți tu? Îl deschizi tu? Dacă spui tu că îl deschizi tu, chiar te rog frumos să o faci, fiindcă știu că legătura este foarte bună atunci când este un dispozitiv bun. O să iei tortul, fiindcă el vrea să plângă. Eu vreau să-ți spun ție un lucru. A crește un copil este foarte greu. Este și mai greu când o faci de departe, când îl știi acasă și știu că fiecare zi pe care o petreci departe o faci pentru copiii tăi, pentru ca lor să le fie bine. Nu o faci niciodată pentru vacanțe, nu o faci nici pentru bijuterii, o faci pentru doi copii care atunci când vor crește mari o să înțeleagă fiecare zi petrecută departe de ei. Eu te felicit pe tine, draga mea, că ai putut să crești un băiat atât de educat, care ascultă așa de frumos, sincer. La un moment dat pur și simplu m-au luat emoțiile, fiindcă înțelegeam că el se uită fix în ochi la mine și chiar ascultă. De obicei, astfel de copii sunt foarte puțini și ei ajung la maturitatea asta la 17-18 ani.
domnul Alin, am transmis și mesajul vostru. Iată, greșit faptul că atunci când se naște un bărbat, un băiat, noi îl numim bărbat de la naștere. Bărbații adevărați sunt prin alegere. Atunci când ei cresc mari, se îndrăgostesc de o femeie și în automat, în aceeași zi, crească și pe el ca pe a lui. Eu vreau să vă felicit pe dumneavoastră. Sunteți nu doar în act de bărbat, dar și în viață. Mulțumim mult că o faceți fericită pe fata noastră de parte. Eu sper că s-a plăcut cadou care l-am făcut noi. Pe tine. Surprină, sper că s-a plăcut foarte mult. Încrederea în tine. Un singur vis poate schimba destine. Fă tot ce vrei să faci, ce spune inima. E drumul tău, tot ce ai e viața ta, hey. Mama, oprește-te din a-mi spira covorul. Tata, te rog, tu mai încet televizorul. E doar să vorbim cum o făceam în trecut. Oare e vina mea că am crescut? Cum ești tu? Sunt și eu. Încerc să spor peste nori chiar dacă e greu. Cum ești tu? Sunt și eu. Nu avem aripi, avem doar lacrimi fără iubire. Sunt singura, dar stric cât pot. Oh, 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 oh. Sper să aud-o peste tot. Oh, 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 oh. Mâinile întinse în zbor. Până la soare, până la nori. Visul meu în culori. E dincolo de zâri în nori. Să iei orice dorință ai avea. Să scrii pe foaie mare sau vezi să crezi în ea. Iar dacă afară vremea și n-ai umbrelă, dar tu le spui la toți că asta-i ploia ta. Și-ți amintești, bum bum în ușă, e bum bum eu. Tata, te rog, nu mai țipa ca un nebun. De ce nu ai încredere ce fac acum? De ce-mi tai aripile și mi le fac scrum? Cum ești tu? Sunt și eu. Încerc să spun peste nori chiar dacă e greu. Cum ești tu? Sunt și eu. Avem doar lacrimi fără iubire. Sunt singura, dar stric cât pot. Oh, 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 oh. Sper să aud-o peste tot. Oh, 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 oh. Cu mâinile întinse în zbor. Până la soare, până la nori. Visul meu în culori. E dincolo de zâri în nori. Dincolo de vorbe care dor, e dincolo de sfaturile lor. Căștile din urechi mă salvează când îmi ploi mă scufund. E dincolo de stele, dincolo de temerile mele. Scurie norii ăștia nu sunt limitate de sus, ci de început. Sunt singura, dar stric cât pot. Oh, oh, oh.